Accidentul s-a produs în comuna Drăguțești, la doar câțiva kilometri de Târgu Jiu, acolo unde trebuiau să ajungă toți cei aflați în mașină. Se grăbeau să meargă la serviciu, ca în fiecare dimineață. Văzui că de tempod, în timpul ăsta nu trecu nicio mașină, nici în sus, nici în jos. În mașină se aflau soția șoferului, mama acestuia, socrul și fratele tânărului decedat. Un tânăr de 23 de ani din comuna Drăguțești, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod. Medicii și angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență ajunși la fața locului au încercat să-l salveze pe șofer. Intervenția a fost dificilă deoarece autoturismul a fost avariat 50% și misiunea noastră a fost foarte îngreunată datorită lunecușului și zăpezii aflate pe caldarâm. Rudele șoferului sunt șocate de cele întâmplate, mai ales că anul trecut fiul acestuia, în vârstă de niciun an, a murit din cauza unor malformații congenitale. Niciun kilometru nu au de când ieșire de pe stradă de la Tâlvești să iei intre principală. Nu știu ce se întâmplă. Polițiștii vor încerca să vadă exact care a fost cauza producerii accidentului.